Bună ziua și bine ați venit la probleme de maternitate la geometrie. Deci, iată, ziua unirii sărbătorim într-un mod deosebit acela de a face matematică. Este o formă pe care am gândit noi să o... Așa ne manifestăm clipa asta. Dacă vă dăm sărbătorită, pentru la mine face. Da, terenul acela pentru care, când aveam început. Exact. Vreau uiți să ne amintim. Nu, cum spuneam, dacă așa, și așa, atunci așa. În ipoteză trebuie să știm la teorema celor de pe perpendicular ce avem. Avem o dreaptă perpendiculară pe un plan. Avem din piciorul perpendicular o perpendiculară dusă în plan pe o alta care stă acolo, în plan. Da? Și atunci, orice punct am luat de pe perpendiculară și am unit cu locul unde a tăiat mâna începat pe perpendicular cealaltă. Deci, dacă așa pe plan, dacă așa pe plan. Deci așa. Și de aici, am dat drumul la cameră? Da. Da. Și de aici, pe o altă dreaptă din plan. Fică? Atunci, de pe perpendicular asta la unită, ieșea pe perpendicular de pe... Facem o problemă, profesor? Da. Ce da. Problemă? Problema multe de la pagina 174. Am început cu probleme ușurele. Ușurele, da, la 160. Da? Problema cât? 11. De la... 174. 174. În ipoteză, avem cubul ABCD a prim de prim ce prim de prim. În ipoteză, avem cubul ce e cub? A tot fețele pătrat. Așa, da. Deci, A, B, C, D, A prim, B prim, C prim. De prim, are mânghia de 8 cm. AB egal cu 8 cm. În concluzie. Atâta, în concluzie. Să calculăm distanța de la punctul A prim la dreapta BD. Distanța de la A prim la dreapta BD. BD, da. Da. Și la B, distanța de la punctul A la dreapta B prim C. De la A la dreapta B prim. Ce? Desenăm repede un cub. Da, ne amintim cum se desenează cubul. Deci toate laturile sunt egale. Așa. Toate fețele sunt spuneam pătrate. Și atât avem A B C D A B C D A prim B prim C prim D prim. Acesta este cubul A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Distanța de la A prim la B, D. B, D. Asta este B, D, da? Distanța de la A, la B. De la A prim. A prim. La B, D. Adică, hai să ne amintim și noi așa ca teorie. Când am o dreaptă și un punct exterior, distanța de la un punct la o dreaptă se măsoară, nu? Decât perpendiculara. Și distanța este tocmai lungimea segmentului acesta de la piciorul perpendicular până la punct. Sau de la punct la piciorul perpendicular. Deci trebuie să ducem o perpendiculară, poate curând. Adică, în A prim, trebuie să ducem o perpendiculară pe D. Asta ar fi. Și lungimea de la prim până la punctul care l-a tăiat este ceea ce ne trebuie nou. Știm că A prim e perpendiculară pe ADB. A prim e perpendiculară pe ADB. Știm că AD e perpendiculară pe DB. Corect. Știm că A prim, știm că AD e perpendiculară pe DB. A, deci era un... A prim e perpendiculară pe planul de jos. Pe planul de jos, da. AD e perpendiculară pe DB. A,
D, P, D, B, nu. A, A, D, P, D, C, e pătrat. Adică trebuie să vezi așa. Am învățat. Nu? Și când am dus deamnă la asta de 45-45, nu poate să fie A, D, P, D, B. Cum A prim perpendicular pe A cu D și A cu perpendicular pe D, B, rezultă de aici că și A prim din teorema celor trei perpendiculare, A prim O, e perpendicular pe B. Corect. Da. Deci să vedem încă o dată a reacționat. Corect. Deci știm că într-un... E corect. Nu era A prim C, de ce e A prim O? Uite, Mirna. Cum sunt A, C și cu D, B? Perpendiculare. Și acum, eu s-a repede a făcut legătura pe teorema celor perpendiculare. Pentru că A prim e o dreaptă perpendiculară pe un plan. Mm-hmm. D este o dreaptă în planul de jos. Mm-hmm. Și din piciorul lui A prim, adică din A, ducem o perpendiculară pe D. Și asta e AC-ul. De diagonale sunt perpendiculare. Mm-hmm. Și atunci, dacă A prim perpendiculară pe un plan, și din piciorul perpendiculare, din A, am dus o perpendiculare pe DB, pe o dreaptă din plan, și este AO, e perpendiculară pe DB. Atunci? Atunci, atunci A prim O, A prim O, eu duc un pic complică, A prim O este perpendiculară pe DB. Și A prim O este ceea ce îmi trebuie. Îmi trebuia distanța de la A prim la DB. Deci, vezi, el și-a surprins în problemă exact ipoteza din teorema celor trei perpendiculare. Directă, teorema directă. Teorema directă, teorema directă, da? Dacă A prim e perpendiculară pe un plan și din piciorul perpendiculare din A ducem o perpendiculară pe o dreaptă din plan, pe DB, care e în plan, atunci A prim O, adică un punct de perpendiculare acela, A prim O este doar pe dreapta din plan, pe dreapta. Și atunci, cum noi asta ne dorim, ne dorim să găsim distanța de la un punct la o dreaptă, asta am văzut și astea sunt condițiile. Hai să scriem chestia asta. Demonstrație. Trebuie să spun că noi ne-am pus la punct înaintea de nevoie cu problema asta. De ce o reacționă foarte bine? Dar e corect, ești foarte frumos, ești vizibil. Da, deci nu, am discutat problema asta. Da, diagonalele sunt pătrați, sunt perpendiculare, am înțeles. Sunt perpendiculare diagonale. Apropo că el s-a prins așa foarte repede. Da. Deci cum spunem? Ziare, A prim, cum A prim perpendicular pe A bucă D. Așa, A bucă D. Și A C perpendicular pe B D. A C. Hai să zicem AO de acum. AO de acum. Acum zicem așa, AO e perpendicular pe... DB. Pe DB. Și spui de ce, în paranteză, ca să fie și de detalii. A, C perpendicular asta. Pe A, C perpendicular pe DB. Adică îți spunem diagonala perpendiculară într-un pătrat. Și A, C s-a intersectat cu DB. E egal cu mulțimea formată din punctul 8. În felul ăsta nu are ce ne reproșa în redactare. Spunem de ce. AO pe primar pe DB. DB este inclus în... Poftim, hai să fim să mai reproși. DB inclus în planul A, D, C, D. Atunci, conform teoremei celor trei perpendiculare, parcă trei, da, da, da. Așa. Așa. Teoremei celor trei perpendiculare, înseamnă că A prim O e perpendiculară pe D, B. Și rezultă că distanța de la A prim la D, B, la D, B e ca cu segmentul A prim O. A prim O. A prim O pe care îl putem afla. Că trebuie să se află, nu degeaba că dat acolo. Avem latura muchia de 8. Muchia e de 8, da. Adică ce știm acolo? În triunghiul A prim A, O, ce fel de triunghi este? Dreptunghic. Este un triunghi dreptunghic, în care cunoaștem pe A prim A de cât? De 8. Da.
AO. Adevăr radical din 2. E diagonala asta, da. Deci ea era 8 radical din 2. Da. Și el zice repede 4 radical din 2. E jumătate. Deci AO este jumătate din AC, este AC este latura radical din 2, adică 8 radical din 2 și pe 2 face 4 radical din 2. De acord. Deci hai să zicem și noi așa. A prim, A prim, îți auzi și în triunghiul. În triunghiul. A prim A, O, A prim A, O, în triunghiul A prim A, O, avem A prim egal cu, cât am spus, cu O, din ipoteză. Avem că A, C, A, C, A sau A, O, egal cu A, C de 2 și egal cu 8 radical din 2 pe 2, adică egal cu 4 radical din 2, 4 radical din 2, am spus bine. Și atunci spunem Zirandi, A prim O, da, A prim O, egal cu radical din A prim O. Egal cu radical din 64. Egal cu radical de 64. Minus... Plus că ipotenuza primul. Că ea se opune unghiul din 90 de grade. Nu? Nu-i bine? Da. Deci A prim hipertenuzat pe plan, pentru pe toate dreptele din plan. Deci 64 plus... 32. Da. Și care face în final radicalul din 96. Nu știu, cred că este doar un 4. Vedeți, păi cât 4, cât 4, 9, da, 2 ori. Deci egal cu radicalul din 4 ori 2, 24. 6 ori 4, deci este 4. Așa că va face 4 radicalul din 6. E bine? Da. 4 radical din 6, 16 ori 6. Mai vedem o dată. Miruna, te rog să punctez unde nu ai văzut din prima ce chestiune. Poate o altă soluție o vezi tu. Eu aș vedea și o altă soluție. Dar el a mers pe teren în cercetare perpetuare, foarte clar. Și aici, da. Eu m-aș fi dus în triunghiul A prim de B. În triunghiul A prim de B. Ce fel de triunghi este A prim de B? A prim de B. A prim de B. A prim de B. A prim de B. Este, vezi, din A prim de B este un alt plan aici, da? În triunghiul ăsta A prim de B, trei puncte necodare de trei plan. În triunghiul ăsta A prim de B, A prim O se află. În triunghi, ce este A prim? Da, se află. Ce este A prim? Este înălțime. Dar ce fel de triunghi este A prim? Isoscel, pentru că A prim D și cu A prim B sunt egale ca diagonale. Nu A prim D este diagonală în A prim A, D, D prim. Chiar echilateral, asta vreau să spun. Că și D, B este A prim, și ea e tot o diagonală. Deci este un triunghi echilateral. Ne puteam duce acolo și în triunghi echilateral înălțimea pică exact în mijlocul lui D, B. Deci A prim, O, pe care o căutam noi perpendicular pe D, B, este înălțimea triunghiului acela echilateral. Deci merge și așa. Da, nu e corect așa, dar e tot atât de corect, însă este mai plăcut și mai ales ca antrenament pentru teorema CRTFP pe care s-a prea. Dar și dacă tu nu observi asta, atunci pe A prim o duci într-un triunghi, vedeți? Și acolo ea e înălțime. Și spun că triunghi este echilateral, am motivele mele. Da. Și atunci A prim O, eu ce căutam? Distanța de la A prim la DB. Și spun, adică distanța de cine este? Perpendicularul ăsta în A prim pe DB. Și unde pică? Unde pică la mijloc?
nu cabe discuții, totul este perfect pe domnul. Și în varianta asta. Atunci, la punctul B, să rezolvăm cum a spus acum. Nu, 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 cu de ori bate doar de sistem la antrenamentul ăsta a făcut. A, vedem. Așa. Distanța de la cine este la punctul la B prim ce? A, la B prim... Ce? Ce? Cum A, B perpendicular pe B, C, prim, B prim, și B, C prim, perpendicular pe B prim, C, rezultă de aici că și A, B prim, o să fie perpendicular pe B prim, C. N-am înțeles loc, eu n-am înțeles. Nici eu. Deci n-am urmărit. N-am urmărit totul. De ce? O să mai vedem distanța de la... La B prim, C. La B prim, C. Ce? Asta este pe ce o urmărit. Ia altă diagonală. Așa. Distanța de la A la B prin C. Pe cum A, pe perpendicular, pe B, C, C prim, B prim. Așa este. Da, și A, B este perpendicular pe planul B, C, C prim, B prim. Da, și B, C prim. Dar eu știi că perpendicular pe plan. Pentru că B, C aparține, pentru că, da, B, C aparține planului B prim, C prim, C, B și pătrat. Deci tu spui bine, A, B, pentru că are două drepte concurente din planul acesta. Pentru că A, B, pentru că pe B, C, A, B, pentru că pe B, B prim. Deci, muchia asta, A, B, pentru că are tot planul. Pe A, pe B, C, C prim, B prim. Deci A, B, perpendicular pe plan. Pe urmă. Nu pa, B, C, prim, perpendicular pe B, prim, C. B, C, prim, pe B, prim, C. A, ca diagonale. Da, ca diagonale. Și rezultă că A oprit, dacă mă dăm punctul ăla. Cu oprim, să zicem, da? Da. Rezultă că A oprim va fi perpendiculară... Pe B, B, prim, C. Pe B, pe C. Și tot așa, te urmă. Mai vedeți, mă dați seama, te feriți foarte repede, eu nu cred că mă prindeam. Și pe triunghi puteam să mergem. Și în triunghi puteai să mergi? Da, că era diagonale. Era diagonale. Deci în triunghi... B prim A C. B prim A C. C. Cred că are dreptate. În B prim A C. A B prim e diagonală. A, C, diagonală, B, prim, C. Exact așa, repetiții la situația anterioare. Așa cum a fost Miruna, A, prim, pe primar, pe plan, o munchii, pe primar, pe plan, mă de jos. S-a întors scopul, da. B, B, A, B, pe primar, pe plan, de jos. Pe B, B, prim, C, prim, C. Și în felul ăsta am intrat în condiții termice. Diagonale este perpendiculare, știm acum. Sigur, este repetiție și punctul B este repetiție, pur și simplu. Miruna trebuie să redactez. Deci să dictez ca să scriu. A, B, perpendicular, planul B, B prim, C, C prim. A, B, perpendicular, B, planul B, C, B, C, C prim, B prim. B, C prim, perpendicular pe B prim, C. B, C, B, O prim, zicem la și motivăm de ce. B, O prim, perpendiculară pe B prin C. B prin C și în paranteză motivă, fiindcă... Dar nu A O prim perpendiculară pe B prin C. A O prim. A ce trebuie să rătăm? Nu, e bine, B O prim perpendiculară pe B prin C. Da, de deoarece, zine. Deoarece. B C prim. Pentru că e pătrat și e urmările după aia. Păi asta se zice, B, C. Așa, dar ce? B, C prim, B, C prim. Sau tu vrei să-mi spui așa, bun, spunem că B, B prim, C, C prim pătrat și atunci de aici rezultă că într-adevăr, diagonale este perpendiculare, da? Mm-hmm. Mai clar în data asta. B prim, C, e perpendicular pe B, C prim. B, C prim. Iar B, C, B prim, C se intersectează cu B, cu B, C prim. B, C prim. E ca mulțimea formată din punctul oprit. Și atunci,
Această precizare făcută în culise este perfectă și spunem că de aici, conform teoremei celor trei perpendiculare, rezultă că A oprim. A oprim perpendiculare prin C. A oprim perpendiculare prin C. A oprim perpendiculare pe B prin C. Și mi se poate tot poate la radical din 6. Și este tot același. Da? Și rezultă că A oprim, ca să nu mai pierdem timpul, A oprim este egal cu 4 radical din 6. Nu avem niciun motiv să construim că este așa. Da. Dacă ne uităm aici la problema asta, n-a fost altceva decât, mă rog, să vadă dacă se sesizăm condițiile teoremei celor de pentru la ipoteza și să putem vedea exact. Problema 12. În ipoteză, 274. În ipoteză avem A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, B, prim, prismă, calculatoră regulată. A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim, prismă. Calculatoră regulată. Ce înseamnă asta? Ca BCDA. Care se bază un pătrat. Da. Da. Se bază un pătrat. Nu-i piramidă. Da. Prismă. Da. Adică dacă e prisma, sus, tot, tot un pătrat și sus. Da. Prisma. Da. Nu-i piramidă. Da. 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 Prisma, prisma la platenă regulată. Da. Hai să la bază e AB6. A, bine, egal cu 6 centimetri. Și A prim. Adică munchia A prim. Egal cu 3 radical din 2 centimetri. 3 radical din 2 centimetri. Calculați. A. Distanța de la punctul G prim. A mic. Distanța de la Z prim la dreapta AC. La dreapta AC. Bine. Distanța de la punctul C la dreapta A, B, prim. A, B, prim. Atât. Asta vreau. Deserăm o prismă. Deci baza tot cum văd la A. Figura care înseamnă prisma aceasta patru latere regulată, A de 6 cm, A prim de 3 radical din 2, distanța de la D prim la C. De la D prim la A, C. Păi, D de prim perpendicular planul ABCD. Da. De pe și DB perpendicular pe DB perpendicular pe OC. De AC.
Adică de B cu acest intensitate în punctul O, deci de B perpendicular. De O este perpendiculară pe AC. Da. Și rezultă atunci că de primul O e perpendicular pe AC. Și de primul O este exact ceea ce ne trebuie, nu? Distanța de la un punct la o dreaptă, da? Așa este distanța pe care am dorit-o. Sunt aici condiții, depinde condiții termene celor pe perpendiculare. Deci, dacă așa, pe plan, și așa din piciorul perpendiculare, să dreapte din plan, atunci așa. Atunci asta. Și asta e, era cel de perpendiculare, nu? Să le dată în miruna, pe rog. De deprim pe pericolare pe planul ABCD. Deci, demonstrație. De prim pe pericolare pe ABCD. ABCD. De O pe pericolare pe AC. De O pe pericolare. AC, am mai spus-o, da. Dar la momentul în care redactați, motivați pe ABCD de pătrat. Din ipoteză. Și atunci rezultă că A, C intersectează de A, C intersectează de B egal 1 ca punctul O. Și A, C este perpendicular pe D, M. Și așa asta este suficient să spunem. Deci D, O, perpendicular pe A, C sunt condițiile teoremei celor trei perpendiculare. P, 3, așa. Și de aici concluzia este că D prim O e perpendicular pe A, C, care știa, asta înseamnă că D prim O pe A, pe AC, da. Așa. Și D prim O este distanța de la D prim la cine? La A, C. Hai să la cine, C. Să o calculăm repede. Și să o calculăm repede. Avem A' adică de 3 radical din 2. Deci A' egal cu 3 radical din 2. DO este cât de rână? DO e calculul de 3 radical din 2, deci mai 3 radical din 2. 3 radical din 2, da. Și atunci rezultă că D' primo, ca ipotenuză, nu? Egal cu radical din 9 ori 2, 18. Să puneți în loc de A prim de D prim, domnul profesor. A prim? În loc de A prim sau prim de D prim, ca să mergem la triunghiul ăla, D prim de O, nu? Așa, da. D prim. Corect. Și are în triunghiul acela, D prim O este egal cu 9 ori 2, 18 și cu 18, 36, care face 6. Da? 6 de prim. A de distanța de la C la A de prim. A e asemănătoare regla asta, să vedem. De la C... Păi, de ce e perpendicular planul A de prim A prim? De la C la A de prim. De la C... Ha, la A de prim, la da. A de prim, să vedem și noi. A de prim. De ce e perpendicular pe A prim de prim de A? Deci de ce... De ce de zi, am aici. Ce de e perpendicular pe planul de... Da. Și de A prim e perpendicular pe A de prim. De A prim pe A de prim. Și atunci văd că A prim C e perpendicular pe A de prim. Corect. Deci este o repetiție. Hai să zicem, Adi, redactează tu. Da. Demonstrație că D perpendicular pe D de prim A prim A. Da. Da, așa. Deci, zicem... C de... C de... Perpendicular. Ce? Este perpendicular pe planul D de prim A prim A. Iar ce O putem să zicem direct perpendicular pe A de pe A de prim de și o. Motivăm. Nu ce O? De O. De O ai vrut să spui. Da, de O. De O, da. Se intensitatea asta într-un punct O prim. Deci... De O prim. Da. De O prim asta. Zicem aici, de O prim A fi perpendicular pe A de prim, nu? Da, da. A de prim, pentru că
Și motivăm. Ba, d, de prima, prim, pătrat. A, d, de prim, a, prim, pătrat. Nu-i pătrat. Dar nu-i pătrat, asta am văzut. Nu-i pătrat eu. Asta cu asta. A, d este de 6 și a, prim, este de 3 realitate în 2, dreptunghi. Păi și dreptunghi... Diagonalele dreptunghi sunt perpendiculare? Nu. Deci, vezi, aici suntem în încurcătură. Nu mai permit să spun acolo că sunt trebuiți din piciorul... Înseamnă că nu-i raționamentul ăsta. Mai avem distanța de la C la A de prim, da? De la C la A de prim. Deci nu-i oprim piciorul de inter. Nu-i oprim. Dar CD este perpendiculară de planul ăla. CD e bun. Ca idee, da, ești greșit. De deprim? E perpendiculară pe a prim de prim. De deprim, dar nu mă interesează de deprim. Eu acum, din piciorul perpendiculară, da. Ce știm noi, ar trebui din tâi să ducem o perpendiculară pe A de prim. Pe A de prim. Pe A de prim. A, acolo. Da? Că triunghiul de prim de A. Deci, CD, repetăm, CD este perpendiculară pe plană. Din tâi, din piciorul perpendiculară, trebuie să duc o perpendiculară pe A de prim. Perpendiculară pe A de prim. Asta înseamnă că nu O prim este cel căutat, piciorul înălțim, ci altul. Cum îl găsim? A de prim rămâne. Și din prim pică undeva înălțimea asta. Habar n-am unde pică. Hai să zic așa. Adică pe aici, undeva. Când am dus-o din D. Zicem noi, de oprim. De oprim, da. De oprim perpendicular. Și atunci, ce... O ducem noi. Da, da, o ducem noi și urmează să o găsim ca mărime. Nu știu să o localizez. Dar o pot duce, că e o înălțime într-un trimitem tipic. Și atunci, oprim ce, este ceea ce trebuie, nu? Ca prim. Oprim ce trebuie să... nu. Da. Ce distanța oprim? De la C la A de prim. Ce oprim? Ce oprim trebuie? E, iată că s-a complicat un pic. S-a complicat figura a fața, nu mai este dreptunghi. Nu mai este pătrat. Asta trebuie să găsim. Așa este. Mediana tuturor dreptunghii e jumătate din ipotenuză. Dar înălțimea nu avem o relație de așa. Dar ar fi... Dar noi știm dacă e izoscel. Da, ar fi aceeași din chestia fine. Ăla e, dacă știm la teratură, îl facem pe două ori. Area pe două căi. Da. Area, odată, e bază la ipotenuză. Dacă am lui pe două sau bază la zmeșoveșa. Corect. Deci, nouă ne trebuie, raționamentul nostru ne trebuie D oprim, ca da, pornit. În ciclu, e D de primă A? În D, D de prima, în triunghiul D de prima A. Sunt o prăbuturi, dați acolo. Așa. Deci, în triunghiul... Hai să desenăm triunghiul ăsta. Ca să fie și mai clar pentru toată lumea. Deci, D prima, D A.
Asta AD o știm. AD este 6. AD este de 6. Da. A prima, adică primii 3 radicali din 2. 3 radicali din 2. Și AD prim... AD prim tot e... Pitagora. Pitagora, da. Deci AD prim se va afla. Va fi egal cu... Radical. 36 plus nor 2, 18 și face radical din 54 care 6 ori 9 6 ori 9 3 radical din 6 am aflat-o și atunci area poate area triunghiului A de D prim este egal odată cu A de ori D da? A de ori de prim supra 2 care înseamnă egal mai departe pe altă parte A de prim A de prim ori D oprim, oprim da? Ori D oprim supra 2 și echivalent poate spune că D de prim de aici se scoate D oprim D oprim este egal cu C1 cu C2, asta e cateta 1 cu cateta 2, supra ipotenuză, da? Supra de prim. Supra de prim. Și egal mai departe cu cateta 1 cu cateta 2. Poate o știm, am zis că este... 6 ori 3 radical din 2 supra ipotenuză, am aflat 3 radical din 6. Și face radical din 2 este aici. Și se duce și o radical din 3 ajunge sus. 6 radical din 3 pe 3. 6 radical din 3 pe 3 se simplifică 2 radical din 3. Da. 2 radical din 3 este D oprim. Și acum C oprim în triunghiul, da? Asta trebuie să aflăm noi. Distanța de la D de la D prim nu, distanța de la C la asta avem noi, distanța de la C la A de prim este egal C oprim știți da. Că am dorit să mai ieși aici dar, știi spunem, da. Revenim D oprim perpendicular pe A de prim am dus-o noi am dus-o noi, da? Da atunci, iar A de prim asta A de prim este inclus în planul feței acelea A de de prim A prim A de de prim A prim este inclusă. Da. Atunci, conform teoremei celor trei perpendiculare, teoremei celor trei perpendiculare, rezultă că cel ce oprim e perpendicular pe A de prim. A de prim. Și atunci, de aici rezultă că A de prim, A, CO, CO prim, egală distanța de la C la A de prim. Și în triunghiul, și această distanță va fi egală cu, cu CO prim, nu? Egal cu CO prim. Și egal cu radical din, în triunghiul care îl spunem și triunghiul, C de oprim. Triunghiul C de oprim. E bine? Da, da, da. Mirona, da? E bine. Și Adi? Da. Am gândit în triunghiul C de oprim și zicem, asta e potență, C oprim va fi egal cu radical din D oprim la pătrat, dar D oprim am aflat-o 4, 3, 12, plus 6 la pătrat, 36. Plus 36. Și care face egal cu radical din 48, care îmi dă cât? 16 ori 3, 4, radical din 3. Și am aflat și asta. Iată că, din nou, au fost o situație, era dificil să greșim. Da, vedeți, cum și, și frismă patratelă regulată. Autorul ne-a pus repede, într-un caz, noi de la cup am plecat și era cât de ce să ne împăcălim. Noroc că ne-am prins că acolo e dreptul. Fețele erau pătrate, aici fețele laterale sunt dreptunghiuri. Și diagonale mai sunt perpendiculare. Numai de voi să spuneți că acolo pică perpendiculară. Și ce facem în situația asta? O ducem noi. O ducem noi. O ducem. Avem dreptul ăsta. Sigur că o ducem. Și o aflăm, că așa e important. Că autorul mi-a zis,
calculați voi distanța la ce l-am oprim. Nu ne-a spus și găsiți piciorul perpendiculare. Da. Deci nu ne-a spus să localizăm pe deprima piciorul perpendicular. Exact. Dar dacă ne-ar fi cerut asta? Să... unde este? Unde este? Da. Da. Iată o întrebare. Pe A de prim? Da. Pe A de prim, unde pică înălțimea adusă din D pe A de prim? Care, și cum aș întreba, întâlnim pe ăsta dreptunghic, să aflăm pe A o prim. Mm. Știm pe o aflată. Doi radical din trei. Exact. Și atunci putem afla repede pe o prima. Exact. Da. Dar, într-un alt mod, Tot pe A oprim. Într-un alt mod. Este vorba de figura așa făcută, nu? Dar te amintim și mai pică. Intervine uitarea A, B, C, întâlnim dreptunghic, înălțimea adusă din A, A prim, teorema catetei. Pătratul catetei este egal cu produsul dintre ipotenuză și proiecție ei. Nu a făcut, s-a făcut anul trecut, teorema catetei, într-un întâlnim dreptunghic. Pătratul catetei este egal cu produsul dintre toate ipotenuza și proiecția sa. Umbra sa. Păi asta a folosit, da? Sau înălțimea este pătratul înălțimii egal cu produsul celor două proiecții. Ce A prim, ori A prim B. Da. Înălțimea la pătrat. La pătrat este egal cu produsul dintre ce A prim, ori A prim B. Doar într-un trebuie. Numai trebuie. Pentru că motivul este următorul. Triunghiul A prin C și cu A prin B sunt dreptunghice, sunt asemenea. Schimb raportul de asemănare între triunghiul ăsta și triunghiul ăsta. Hai să ne amintim și chestia asta, că noi vreau să înțelegeți un lucru. Folosim orice greș pentru a ne aminti multe lucruri. Asta este motivul. Deci, triunghiul. Deci în orice triunghi dreptunghice, pentru că înălțimea A prim, eu zic că triunghiul A prim C și cu A prim D sunt asemenea. Ce motiv are? Când două triunghi sunt asemenea din ce știu mai ca teorie? Da, un vârf. Cazul de asemănare. Da, Nu, cazul general. Două triunghiuri când sunt asemenea. Să ne amintim, cazuri de asemănare a triunghiului. Ia notați-vă. Cazuri de asemănare a două triunghiuri. Cazuri de asemănare a două triunghiuri. Mai întâi ce înseamnă că sunt asemenea? Dacă înțelegem sensul bunării. Ai la fel, numai cu unii mai mic și unii mai mari. Așa. Unii mai mic și altele mai mari. Dar ei sunt asemenea. În sensul acesta, două triunghiuri asemenea au toate unghiurile congruente. Da? Deci trebuie să înțelegeți că triunghiul ăsta și un altul să-l bagă în mijloc. Spune că triunghiul ăsta are și minunat, sunt asemenea. Adică uite, A, B, C și A prim, B prim, C prim sunt asemenea. Asta vreau să înțelegeți că dacă aș prelungi în așa latul ăsta, ar tăia latul de triunghi și ar fi raportul de asemănare acela care își filmă între cele două. Dar, pentru început, două triunghiuri care sunt asemenea, au A cu A prim, C cu C prim, și automat B cu B prim va fi. Pentru la 180 grade. Deci, iată, e suficient ca două unghiuri să fie complete. Deci, două triunghiuri care au
câte două unghiuri congruente sunt asemenea. Primul caz de asemănare, foarte des folosit. Deci două triunghiuri, cazul din an, cazul de asemănare, da? Am spus, două triunghiuri care au două unghiuri congruente, două câte două. Cazul 2. Să aibă câte un unghi congruent, câte un unghi congruent, iar laturile omologe proporționale. Câte un unghi congruent, iar laturile omologe proporționale. Câte un unghi congruent, iar laturile omologe proporționale. Și cazul 3, toate laturile proporționale. Da? Cazul 3, toate laturile proporționale. Și acum să insistăm. Ce înseamnă câte un unghi congruent și laturile omologe proporționale? Sau toate să spunem A cu A prim. Și laturile care îl formează proporțional, adică cine formează unghiul A? A, C și A, B. Unghiul A prim, cine e format din A, C prim și A, C prim, A prim, C prim și A prim, B prim. Și atunci, dacă au unghiul A congruent cu A prim și A, C prim supra A, B, dar A prim, C prim, supra A prim, de prim, atunci sunt triunghiurile sunt asemenea. Deci, vă amintiți la cazul de congruență, la latul unghi, la lul, la congruență, da? La congruență, da? Congruență. La asemănare, am să am unghiul, ar fi așa, tot un fel de lul, dar aici la laturi proporționale trebuie să le văd, da? Deci trebuie să am A, C, supra A prin C prim. Egal cu A, B, supra A prin B prim. Și mai adau unghiul A congruent cu unghiul A prim. Era poate mai bine să dau pe A cu A prim și pe laturile omologe proporționale. Ca ordine, da? Este așa. Însă eu am zis aici AC, eu l-am tăiat un pic surprinsă, nu am zis AC supra AB. Dar cum să zic, eu schimb ăștia între ei și este aceeași lucru, AC supra AB, egal cu A prim C prim, supra A prim B prim. Sau AC supra A prim C prim, egal cu AB supra A prim B prim. Laturile care formează unghiul respectiv. Am mai fost la congruență, era ce era lul, cazul 1, cazul 2 era U, el U. Exact, unghi, latură, unghi, da? Deci U, unghi, latură, unghi, la... La cine era unghi, latură, unghi? La congruență. La asemănare, o să am două unghiuri, unghiul A, hai să zic așa, unghiul A congruent cu unghiul A prim, unghiul B congruent cu unghiul B prim și adaug AC, uite, la AC, nu mai este nevoie. AC supra prim C prim e egal cu cine, nu se poate. Sunt suficiente, două unghiuri congruente, că al treilea vine de la sine. Două figuri care au la toate unghiurile congruente sunt asemenea. Atât. Deci, U, L, U se transformă în unghi, unghi, da? Pentru asemănare, unghi, unghi. Foarte des folosit cazul acesta. Și laturi, de la congruența el la congruența de o triunghiuri. Acum zicem toate laturile proporționale. Adică o să zicem A, B, supra A prim, B prim, egal cu A, C, supra A prim, C prim și egal cu
DC supra D' C'. Și de aici rămâne, dacă sunt asemenea, toate lucrurile concrete din clipa asta care avem așa ceva. Iată că am rezolvat problema, ne-am amintit. Și acum, pentru cazul pe care ne-am propus întâlniri dreptunghice, pentru două trebuie, într-un întâlnit dreptunghic, hai să desenăm așa și să ne amintim teorema catetei, teorema lui Pitagora, teorema lățimii. Și să vedeți câte aici este. A, B, C. Da? Într-un întâlnit dreptunghic. Ducem din A înălțimea. A, prim. Și aceasta împarte la trombus în două segmente. C, A, prim și A, prim, B. Ei, triunghiul A, A prim C este asemenea cu triunghiul A, A prim B, A, A prim B. Pentru că cele două triunghiuri sunt dreptunghice. Deci am unghiul ăsta de aici, e cât ăsta de aici. Adică unghiul A, A prim A, A prim C. Congruent cu unghiul A, A, A prim, B. În paranteză, măsura e din 90 de grade, ca să înțeleagă tatăl meu. Mai trebuie un unghi. Un unghi de aici, congruent cu un alt unghi din partea triunghiului ăsta. Ei, dar ăsta de aici e congruent cu ăsta de aici. Din ce motiv? Că C-ul și cu ăsta vecin aici, fac 90 de grade. Da? Tot atât de bine, ăsta de aici și cu ăsta de aici fac și el 90 de grade. Deci, 1 cu 3 fac 90 de grade. 1 cu 2 fac tot 90 de grade. 2 cu 3 tot 90 de grade. Și atunci 3 este, cum se cheamă unghiul ăsta care a completat până la 90 de grade? Complementat. Au același complement, da? Au complement pe 3. Și atunci e limpede că unghiul CAA prim, CAA prim, e congruent cu unghiul din B. A, B, A prim. A, B, A prim. Și conform cazului asemănare unghi-unghi, că-s două unghiurești, da? Rezultă că triunghiurile acestea sunt asemenea și pot să scriu raportul de asemănare. Și știți cum făceam? Puneam egal, egal, egal. Și la numărător puneam la primul unui triunghi. Hai să spunem AC, ipotenuză, A prim, a cărui triunghi A lui A, C A prim. Triunghiul A, C A prim. Așa și ce a prim, da? Ce a prim? Dedesubt la triunghiul A, A prim B. A, A prim B. Și acum, am pus ipotenuză unghi din 90 de grade. Dincolo unghi din 90 de grade, cere pe AB. Supra AB. Egal cu A prim. A, A prim, se opune unghiul din C. Dar unghiul din C este cât 3. A prim B. Atunci vine supra A prim B. Supra A prim B. Și cea de-a treia la rând, care este A prim. Da? A prim. Și acum, dacă mă opresc numai aici, vine A prim, plusul mijlocul, plusul se exprimă. Deci A, A prim la fără A, e egal cu A prim B. Ori C A prim. Adică, înălțimea la pătrat, I pătrat, egal cu produsul segmentelor determinate de pe ipotenuză. Adică e egal cu C A prim, ori A prim B. Analog. Adică analog. Tot așa se demonstrează termena catetei. Adică se merge că triunghiul lungul C A prim este asemenea cu A B C, cu ăla mare. Deci C A A prim, triunghiul C A A prim, este asemenea cu triunghiul ABC. De ce?
Ce au cele două triunghiuri? Păi sunt dreptunghici amândouă. Adică CAB, CAB, e congruent cu triunghiul CA'. Cu CA'. Din ce motiv a decât? E un pic de nou ridicat de la ultima înălțimea și de la triunghiul dreptunghi de la început. Da? Și după să spui chiar nou ridicat. Și ce mai au cele două triunghiuri? Au luat pe ce comun? Celul este și triunghiul mare și triunghiul mic. Da? Unghiul ce? Comun. Și atunci scriu la partea de asemănare și încep. Triunghiul, hai să spunem, CA'. CA'. Supra, dedesubt, triunghiul, laturile triunghiului, ABC. A, B, C. Și încep să zic, scriu, dacă am zis lui CA', scriu toate laturile, AC egal cu AC egal cu ABC. ABC. Și de resubt al lui ABC. AC-ul, ipotenuză. În triunghiul A, ABC, ipotenuză. În triunghiul mare, AB. Supra AB. AB, deci, BC, ipotenuză. Supra BC, da? Ipotenuză. Da, da. Da? Supra BC. AA'. AA' se opune unghiului C. Și unghiul C, în triunghiul mare, AB. Da? Deci AB. Supra AB. Egal cu A prin C. Adică? Cea de-a treia latură. A, și pe aici, din rapoartele astea, mă opresc la AC, primul cu ultimul, și fac prosul mezilor, prosul extremul, adică AC pătrat. AC la pătrat este egal cu BC ori A prin C. Egal cu BC ori A prin C. Deci cateta la pătrat este egal cu produsul dintre toate ipotenuza și proiecția e. Proiecția așa este la cateta AC. Ce înseamnă proiecția? Umbra lui AC. Umbra lui AB cât este? A prin B. Dacă aș mai fi oprit la AB, ar fi însemnat că AB pătrat este egal cu produsul dintre BC, BC și umbra sa, adică A prin B. Deci, de altă parte, AB pătrat egal cu BC ori A prin B. Da, ne-am amintit aceste teoreme. Problema care am avut-o era, am ridicat doar chestia asta, acum așa a dat. Și a putut afla, cum a spus voi, dar tot așa de bine se putea afla și pe teorema catetei. Pătratul catetei este egal cu răsul de ipotenuză și proiecția ei. Bun. Da. Eu zic să folosim, să oprim fișierul ăsta, să părim altul. Bine.